Este începutul sfârșitului. Este restul vieții voastre. Așa că, de azi, se schimbă ceva în conștiința voastră, fără să vă dați seama. Nu aveți un control. Vreți, nu vreți? Mergi. Pe mine mă amuză. Deci mă uit așa în urmă la viața mea și văd niște faze mai apărăs. Și îmi dau seama prin ce o să treceți voi, știți? Primul meu raliu. Și hai, Dragoșe, nu pot. De ce nu pot? Mi-e frică. Nu mergi că te ajută tot cerul. Nu pot. Nu mergi mă că te ajută tot cerul. Bine mă, merg. Se termină cursa, era un prieten meu de la Brașov și mi se spune mai mult de atât, mai încet de atât, nu se putea merge. Și unul m-a întrebat chiar, auzi? Dar tu ai schimbat viteza a doua? Am fost pur și simplu tendențios și nasol. Eu schimbasem și a doua. Și multe altele. Dar treia nu cred că schimbasem. Era iarnă, era frig. Era ud. Unde se schimba treia acolo? Pe foian. Era propastic. Viața asta o să se schimbe. Adevărul are capacitatea de a impresiona. Și minciuna, dar minciuna are atâta. Și spune în principiu cu minciuna are picioare scurte. E cam așa. Adevărul, schimb, este foarte penetrant. De asta poate să fie folosit și ca sabie, și ca alea. Chiar sunt curios să văd ce efect va avea asupra voastră în perspectivă. Nu vă mai fie frică să trăiți. Nu vă mai fie frică să experimentați. Nu vă mai fie frică că vă pierde sufletul. Nu vă mai fie frică de iad. Nu vă mai fie frică să-i cereți lui Dumnezeu. Indiferent ce. Nu vă mai fie ce frică să primiți ce vă dă Dumnezeu. Nu vă mai fie frică. Merge. Asumați-o. Eu mi-aduc aminte, știți, de episoade, nu știu cine. Poate pentru că e Shambhala și se aduce. Știți că m-am dus în ring pentru că m-a trimis Doamne, Doamne. Deci pare ciudat că trimite Doamne, Doamne în ring. La un moment dat, îngerul meu păzitor, Dragoș, trebuie să mergi în ring. Merg în ring. Și mă... Mă duc la Cezar, acolo, la Cezar, că trebuie să iei în ring. Să uite ce zare acolo, zice, nu pot să te ajut. Zice, du-te la Grindeanu. Mă duc la Grindeanu. Mă duc la Grindeanu, eu sunt așa. Am făcut șotocan. Vreau să intru în ring. Să uite la mine. Bine. Du-te și încălzește. Mă duc, mă încălzesc. Picioare demonstrative în aer. Balet. Și intru. Și îmi pagă pe rând Grindeanu poezia lui. Bă, și am început să zbor prin corzi. Buf! Buf! La un moment dat, țip, ia-i de pe mine că mă omoară. Rog. Am mâncat o bătaie. Aveți cuvântul meu? N-am mâncat în viața mea o bătaie ca aia. Dar de ce a trebuit să o mănâncă? După aia, știți, după a doua zi când... Prima, atunci când ești cu adrenalina, nu simți nimic. Dar a doua zi, când te ridici în pat, și încep. Aici doare, aici nu doare, aici doare, ăsta e cam strâmb. Zic, păi, dar de ce a trebuit eu să trec prin asta? Și încep să te gândești. Și făcând șotocan, ești viteaz. Lovești frumos, lovești artistic, spargi, faci, regi. E?
când intri face-to-face cu adversarul, nu mai e așa. Și spune, Doamne, Doamne, ca să-mi taie cornițele în părul, mi-a zis, ești bun? Ia de aici. Și am mâncat o bătaie. Deci, cred că la două săptămâni am jelit. Și după aia m-am dus la școală. Să învăț cu adevărat ce înseamnă. Eu nu înțelegeam. Spunea, păi, dragatul. Ia te duci să dea așa puminaie. Cum adică? Fac. Karate. Și m-am băgat să văd. Și m-am lecuit. E foarte bun. Dar dacă nu e combinat cu partea de practică, îți crește ego-ul și, de fapt, nu ești mândr. Asta e ideea. Adică, adevărata maestrie se vede tot acolo. Așa că, viața voastră, că de asta plecasem, asta a fost viața mea, știți? Eu am ego-ul meu. Voi aveți ego-ul vostru și fiecare are problemele lui. Așa că, Îngerul vostru păzitor o să vă ducă unde aveți voi ceva de rezolvat la voi. Nu o să credeți că este ușor, n-a de aici, când credeți că judeca și o să judecați, o să ajungeți să le faceți. Cunosc un clasic în viață care a zis că nu mai judecă niciodată pe nimeni, că le-a făcut pe toate. În ultimul timp. Așa că, inclusiv asta. Shambhala. Shambhala. Aici facem un curs de care poate că nu este exact cum era în Shambhala la momentul respectiv. Ce este Shambhala? Vă spunem că există la fiecare planetă o ierarhie cerească care se ocupă de destinul acestei planete. O planetă se distruge în momentul în care această ierarhie cerească nu mai face față energiilor telurice. Atât timp cât raportul bine-rău este în favoarea binelui, da? Planeta își păstrează structura. Când, și nimeni nu să vă spună treaba asta, că nici ei nu știu, în momentul în care o planetă învinge rău, planeta aia se distruge, distruge efectiv cum se cheamă, structura și se transformă în ceea ce se cheamă materie neagră. Materia neagră sunt, de fapt, demon. Care inițial era un ghișe materie. Ceea ce o să auziți voi la Science, nu știu, mă discolori și mai știu eu ce, sunt de, și o să vorbească despre materie neagră pe care o studiază ăștia, da? Sunt, de fapt, planete care au existat și care s-au distrus și au rămas doar entitățile negative. Evident că viitorul lor va fi altul. Vine o entitate de lumină, le strânge, le face pachet și își face alt sistem solar. Ciudat, nu? Știți, primul om care mi-a pus mie Biblia în mână, n-a fost un ortodox, a fost un pentecostal. Și pentecostalul ăsta, eu eram tot timpul, mă dispăra cuvântul mântuire. Mă, ce înseamnă mântuire? Toți se mântui, toți vor să se mântui. Bă, dar ce înseamnă să te mântui? Și el mi-a explicat. Băi, mântuirea pentru fiecare om înseamnă altceva. De exemplu, el îmi spune. Dacă eu mă mântui în viața asta, era un tip la un 60 de ani, să nu credeți că era un ciutan. Eu aveam pe vremea 20 de ani și el avea în jur de 60. Era pastor pentru că ăsta. Zice, măi, zice, uite, eu dacă mă mântui în viața asta, o să fiu Dumnezeu unei planete în următoarea mea misiune personală. Deci nu întrupat. Nu în misiunea personală. M-am uitat așa un pic. Chiorâși. La el. Până când am descoperit că, de fapt, Dumnezeii planetelor sunt entități cât se poate de umane. Și n-ar fi rău să reluați și să studiați Iliada, Odiseea și Eneida. Pentru că s-ar putea să găsiți, nu să vă spun eu, alte înțelesuri, la alt nivel, apropo de Zeus. Dacă îi priviți ca și Dumnezei ai, ai ridicat pe Dumnezei ai Universului. Da? Pentru că Dumnezeu planetă este cu totul altceva decât este o manifestare a Dumnezeului Tatăl perfect, dar este o entitate spirituală de vârsta stradă mai mică.
Atunci el are alte componente. Pot să judec această planetă în funcție de Dumnezeu planetei? Sau pot să judec pe Dumnezeu planetei în funcție de Dumnezeu, de ce se întâmplă planeta Pământ? Poate. Sigur, da. Pentru că e oglindă. Și atunci, cum este Dumnezeu acestei planete? Război. Sexual. Ați înțeles? Deci, dar modalitatea de menținere, dar ceea ce este foarte frumos la această planetă și ceea ce admir eu la ceea ce se întâmplă în planeta asta este echilibru. Faptul că menține un echilibru e foarte greu de menținut. Deci echilibrul pe această planetă este sub forma unui acrobat care merge pe sârmă și de sub sunt suliță. Pe bune, fără. Și el menține acest echilibru special ca fiecare din noi să ne luăm lecțiile de viață. Adică suntem așa, la limită, toți. Toți! Nu există. E un fals echilibru, o falsă siguranță pentru toată lumea. Dar așa e menținut. Voi, uite, am văzut că trebuie schimbat, că trebuie intervenit, că fac cu îngeri, venit. Nu. Este menținut așa special. Deci sunt niște condiții menținute special ca să... Deci, cum să zic eu, temperatură, umiditate, luminozitate, special ca să se nască nupe. Și de asta este așa. Și așa o să rămână. Până când? Până când o să iasă la suprafață tot ce poate să iasă. Toți nuferii care se iasă. După aia se distruge Pământul și se face ce? Noul Pământ. Noul Pământ. Care nou Pământ va fi apanajul, mă rog, celor care rămân pe el. Eu o să decide cum o să fie. Ca în Thailand, așa. Ca în Thailand, mă refer la insule, nu Bangkok, Patong, străzile roșii. Bun. Deci Shambhala este lumea care conduce planeta. Din cauza faptului că în România s-au născut cei mai mulți oameni cu vârstă strălămari, Shambhala la ora actuală s-a mutat în România. Și asta este bubuită România. De rău. Dar restul nu-i interesează. Din cauza asta. Din păcate nu suntem conștienți de puterea noastră. Nu eu. Eu sunt conștient de noi. Voi. Nefiind conștienți de puterea voastră, vă lăsați încălecați. De alții. Indiferent că sunt instituții, partide, persoane, vă lăsați încălecați. N-aveți conștiința proprii voastre divinități. N-aveți conștiința proprii voastre puteri. Nu v-ați dobândit-o încă. Nu v-ați unit încă cu monadele voastre. Asta sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvați în viața asta. Să vă luați de când ați devenit câine pe planeta Terra și până în tipa de față și poate că într-o părerile voastre viitoare, dacă o să vă mai întoarceți vreodată. Dar conștiința propriei voastre divinități vă dă și puterea. Noi nu putem să facem pentru că am fost educați că nu putem să facem. Când ți se spune, cum să faci, bă, tu? Pe ce tu ești Hristos? Tu nu poți, mă, așa ceva. Aia știți cum se cheamă? Programare negativă. Cum să faci tu așa ceva? Eu totdeauna m-am ferit de oameni care mi-au zis treaba asta. Cum să faci tu așa ceva? Tu nu ești în stare să faci așa ceva. Ha, ha, ha. Cunoașteți faza asta? Și aveam și tare tu să spun. Eu o să fiu scriitor. Mare. Ha, ha, ha. Prima mea nevastă. A fost. Am îndepărtat toți oamenii care nu au crezut. De ce? Pentru că eu am înțeles și am simțit că oamenii care nu cred în tine, te împiedic. Ăsta e aribil. Nu poți să-i schimbi. Sunt unii pe care trebuie să-i schimbi. De exemplu, părinții. Un îngrozitor mi-a fost nu cu masonii, nu cu biserica, cu tata. Când tatăl tău crede că n-ai să fii în stare, să uite așa la tine. Cum o să fii tu în stare să faci așa ceva? Mă rog, fiind copilul lor, te vede mic și nu crede că din tine poate să iasă ceva. Adică exact pe principiu, cel mai bun doctor din Slatina, unde era, mă rog, a fost tata internat, era un cardiolog.
Măsa avea probleme cu inima. Dar măsa nu se ducea la fisul, se ducea la doctor, că zicea, bă, tu ești prost, nu poți. Deși fisul era cel mai bun doctor cardiolog. Știți cum e, nimeni nu-i profet în satul lui? E așa. Și atunci cel mai greu este să schimbi optica părinților relativ la tine. Știți cum s-a schimbat optica tatălui meu? Deci fiți atenți că optica părinților este cu totul alta decât optica. Deci fiecare om are viziunea lui de realizare. Unul crede că realizarea este prin ce? Titlul de doctor, economist, master, etc. Prin studii. Altul crede că realizarea este dacă ai o familie și un copil. Altul crede că ești realizat dacă ai casa ta pe pământ. Altul crede că dacă ai luat tata a considerat că eu m-am realizat în momentul în care mi-a văzut sub ar. Deci n-a avut importanță că am scris, că apărusem la televizor cu Mânzatul, cu Mironov. Mă rog, într-o emisiune. N-a avut importanță. Momentul în care a coborât din bloc și îmi luase în Subaru, modelul la 2006, s-a uitat la el și a zis, bă, dacă ai tu asemenea mașină, înseamnă și ți-a dat Dumnezeu asemenea mașină, înseamnă că ai ceva în cap. Înțelegeți? Fiecare are sistemul lui de valori. Știți ce care e sistemul meu de valori? Stăteam și mă gândeam. Fiecare consideră ceva valoros. Mă rog, tata fiind, el a considerat foarte important mașină. Noi suntem neam de geambași. Am crescut cai. Nu? Normal că partea importantă noi, cai, putere, cât mai mulți. Și noi apreciem treaba asta. Corect. Deci pentru mine o mașină e cu atât mai frumoasă. De exemplu, acum face un Nissan GTR-ul, da? Care are 580 sau nu știu cât are din fabrică. Ajunge la 1000 dacă îl faci ca lumea. Ei, dar problema noastră este că nu știm să, cum să vă zic eu, nu știm să comunicăm cu ceilalți, să vorbim în limbajele celuilalt. Problema este că eu nu știu care e limbajul lui tata. Și tata nu știe care e limbajul meu. Și eu trebuie să învăț limbajul celuilalt. Deci, pentru mine, de exemplu, cel mai important lucru este ceea ce știm. Nu altceva. Ce ai învățat? Valorile tale, faptul că te-ai schimbat. Cum să zic eu? Eu asta apreciez la un om. Nu ce are, nu cât are, ci cât s-a schimbat. Cât a evoluat. Cât s-a apropiat de Dumnezeu. Astea sunt importante pentru mine. Pentru mine e importantă cunoașterea. Foarte, cea mai importantă. Eu pentru cunoașterea mea nu înțeleg la orice. Când am simțit că ceva mă împiedică, am plecat. Indiferent că a fost bani, casă, familie, nu m-a interesat. Așa sunt eu. Știu că cu asta rămân. Când o să plec, nu vin nici copiii după mine, nici nevestele când mă mormântează cu ca pe indieni, nici câinii, nici cu mașină. Plec singur cu ceea ce știu. Ați înțeles? Știu asta. Și atunci asta e important pentru mine. Și restul sunt scări. Bani poți să-i folosești în treaba asta. Munca poți să folosești în treaba asta. Și atunci mi-am ales lucruri care îmi pot crește. Eu fac terapie pentru că din asta învăț. Fac inițiere pentru că din asta învăț. Din asta îmi cresc puterea. Din asta îmi cresc lumina interioară. Din asta, din asta, din asta. Până și artele marțiale le-am făcut. Inițial nu înțelegeam de ce. Că m-a trimis șeful. Deci când m-am întors la sală, m-am întors ca cu șeful. Prima oară mi-a pus frână. Nu înțelegeam de ce îmi pune frână. După aia, știți cum e. Băi, ia, oi, oi, ia. Acum nu mă lași, acum mă lași. Nu, du-te. Și m-am dus la sală la arte marțiale pentru că așa am crescut. Am înțeles alte lucruri pe care nu eram pregătit să le înțeleg mai încolo. Și de multe ori întoarcerile te fac să vezi lucrurile altfel decât le vedeai în momentul în care ai plecat. Când ieși în afară, te dezvolți, când te întorci, te întorci cu alt nivel de cunoaștere. Și așa puțin și voi. Deci în momentul, vă sfătuiam că e foarte importantă, la asta vreau să revin, e foarte importantă părerea părinților despre tine, pentru că ei pot să-ți fie frână sau ajutor,
binecuvântarea Părintelui te ajută, pe când neîncrederea Părintelui în tine spune frâne nasoale, la fel e nevasta de lângă tine, la fel e asociatul tău. Pentru că asocierea e ca și căsnicia. Te-ai asociat, l-ai luat până și cu bune, și cu rele, și cu nevastă sa. Vorbesc foarte serios. E îngrozitor. L-ai luat cu totul. Cu tot cu bube. Asocierea e mai nasoală decât căsnicia. Că la căsnicie e cu divorț, dar la asociere, până când se împart... Și atunci trebuie să-mi vedeți lucrurile din perspectivă, din... Shambhala. Deci lumea de dincolo. În momentul ăsta, Shambhala se află pe, în România. Da? De asta o să vedeți. O să vină foarte mulți maestri. Venea și Dalai Lama, dacă mi se îngăduia. Care Dalai Lama face și el, poate, este 144.000. Și sunt mulți călugări tibetani care vin și fac parte din cei 144.000. Și ei știu că cei mai mulți sunt născuți în România. Și de aia vin aici și tot așa. Dar o să vedeți că lumina o să plece din România. Eu nu sunt naționalist. O să vedeți că mie mi-e drag adevărul. N-am nicio treabă cu naționalism. Dar Dalai Lama s-a dus în Ungaria. S-a dus în Ungaria pentru că nu au primit ai noștri. Da? S-au pus biserica cu fundul... Dar asta nu i-a împiedicat pe român să meargă la Budapesta, că e aproape. Deci nu asta e problema. Și cine a vrut să zic că sunt mulți dintre elevii mei care s-au dus la el în India sau unde se ducă. Așa că nu e problema. Și avem, prima oară, energia Mahatma, Shambhala, conștiința Cristo. Bun. Ce care este avantajul Shambhala? Avantajul Shambhala, cumva pentru că cei 144.000 au o putere foarte mare și au o putere foarte mare, dar această putere este o. Dacă e folosită prost, este destructivă. După ce am reușit să distrugem, că așa facem noi, am reușit să distrugem și Atlantida, atunci simbolurile care conectează la toate tipurile de energie au devenit secrete. Adică, cei care au supraviețuit, și mă refer la cei care au levitat, cred că sunteți conștienți că dacă levitez un metru, principiul este același cu dacă le viteză 150.000 de kilometri. Da? Corect? Bun. Mă bucur. Aici suntem de acord. Și atunci, cei care au supraviețuit din Atlantida au ajuns în România sau în Dacia și după aia în Tibet. Și aici au plecat civilizațiile indo-europene. Deci aici a fost, mă rog, locul unde au ajuns. Ideea este, pentru ca să nu se mai întâmple o a doua nenorocire, în Tibet, simbolul a devenit secret. Nu s-a mai transmis mai departe. Și atunci, în legatul Shambhala, inițierea, când se face, se face pe Shambhala, pe Mahatma și pe conștiința cristică, adică accesezi energia Shambhalei, dar ce se întâmplă după accesare, se hotărăște de dincolo, de aici. Deci eu nu mai am puterea să determin din plan terestru. Înțelegeți care este ghidușia? Deci nu mai pot să fac nimic. La un moment dat îmi vine o bucoană la cabine. Domnul doctor nu a venit pentru terapie, a venit pentru o singură întrebare. Care doar? Nu e la Reiki, eu nu v-am învățat niciodată, dar se poate și nici nu vreau să vă învăț așa ceva. Nu e la Reiki, ne-a învățat maestrul nostru. Cum se adună și cum se răspândesc noi. Zice, și reușeam. Să adun norii, să împar norii, să aduc ploaia, să n-aduc ploaia. Zice, și de la un moment dat, n-am mai putut. Și nu știu de ce. Și îmi spun, pentru că nu mai aveți voie. Adică, cum nu mai aveam voie? Păi zic, doamnă, zic, câți oameni fac inițial rege pe gradul 1, dacă s-ar apuca toți. Nu îmi place că zboară. Și o curei, vin altul. Băi, cam pe altul. Și o curei, să adun. Nu iese un balamoc. Din momentul respectiv, s-a luat această putere. Puterea de a folosi ce? Spiritele naturii. Și atunci, spiritele naturii, singurii care mai au poveste să le folosesc, sunt cei care sunt în vârf, în Shambhala, adică cel care conduce Shambhala la ora actuală. Ok? Ceea ce este foarte bine. Pentru că noi, în plan terestru, suntem subiectivi. Evident că
Să fiu sincer, știi ce mi-am luat mașinuța mea, am pus roba. Știi ce mi-ar place zăpadă așa de vreo 20, 30, 40 de centimetri și să mă duc la metru? Să mă dau cu mașinuța? Dar să nu înseamnă că e bine pentru toți. Da? Eram într-o iarnă supărat. Doamne, doamne, așa mai fac. Nu înseamnă că mi-a făcut mie sau că am făcut eu. Și eram într-o iarnă supărat că n-am putut să mă duc în Finlanda, la spre zăpadă. Și, mă rog, băi, urmează o ninsoare din aia. Și drăguța a fost că, mă rog, am dat înainte, înapoi, înainte, înapoi, până când am reușit să urc mașina pe zăpadă. Fiind lată, stă, se urcă pe zăpadă. Și vă dați seama, pe șosea Alexandriei, eram singur. Restul erau sub zăpadă. A fost foarte mișto așa vreo două zile. Dar nu e frumos pentru oameni. Ați înțeles? Și de asta n-ai voie. Le mai face Doamne, Doamne, da? Dar cu anumite condiții, sub, deci numai cu, cum să vă spun eu, cu un scop foarte bine determinat. Nu e o joacă. Da? Deci, și atunci, ce înseamnă Shambhala? În Shambhala există toate supraeurile celor maestrilor ascensionați, se cheamă. Adică cei care au trecut pe un anumit nivel s-au eliberat de pe planeta Pământ. Eliberat de planeta Pământ înseamnă că nu mai e karma, înseamnă că ai trecut dincolo de chakra 7, înseamnă că nu mai e karma în plan terestru. Și ăștia nici n-au vrut să ducă în cer și atunci au rămas la nivelul Shambhala. Gândiți-vă că Arsenie Boca stă mai mult pe Pământ decât în cer, da? Atât timp cât se ocupă de toată lumea, înseamnă că el este în Shambhala. Ok? Ceea ce e foarte bine. Pentru că el n-a făcut nici radiestezie, deci nu are nici treabă cu comandorul. Nu este... A fost... Cum se cheamă? Caterisit de biserică, deci nu are treabă nici cu biserica. Deci el are treabă cu el. El centrează, el lăca. Așa că o să vă ajute foarte mult și pe voi. Maharma. Ce înseamnă Maharma? Ca să înțelegeți foarte bine. Imaginați-vă că Universul este format din puncte. Asta zicem sunt puncte de lumină. Și astea sunt punctele de întuneric. Și la fel, Universul este făcut din mai multe tipuri de energie de asemenea dimensiuni, de puncte din asemenea dimensiuni. Fiecare câmp este făcut din mai multe puncte de asemenea dimensiuni. Da? Asta este, de fapt, deosebirea între diverse dimensiuni. Densitatea și dimensiunea punctelor din care e format. Da? Cum ar fi fotonul, să zicem. Ei, oamenii sunt aglomerări. Ficatul este o aglomerare de anumite tipuri de energie, inima e o aglomerare de anumite tipuri de energie, creierul e o aglomerare de anumite energie. Dar toate energiile astea se găsesc în tot Universul. Ei, Mahatma înseamnă energia Sufletului. Sufletul ăsta se găsește în absolut tot Universul, cu singur amendament că este mult mai concentrat la noi, la ființele vii, la nivelul chakrei inimii. Și în momentul în care eu invoc ca Mahatma, de fapt, preiau energia asta din întregul Univers, se adună și se transformă într-un coloan care mă îmbracă și îmi reface SNEU. Este o energie tip SNEU, tip Suflet, și reface structura Sufletului. Da? Conștiința cristică reprezintă supra-eul cristic. Adică, toată lumina și informația creată de Hristos în viața Lui pe Pământ. Vă dați seama că e mare. Atât timp cât a venit pentru noi, automat El are ne-a lăsat un om. Așa cum și-a lăsat și Sfânta Paraschiva Haru, așa cum și-a lăsat Sfântul Mina Haru, așa cum sunt mulți Sfinți care și-au lăsat Haru ca să ajute. Asta este, de fapt, supra-eul. Harul ăla pe care îl lasă Sfinții oamenilor este reprezentat de supra-eul. Voica care are forma unui înger, în cazul Sfinților. În cazul lui Hristos este lumină. Eu sunt lumina lumii. Și aia e lăsată unde? Unde se găsește lumina lui Hristos cel mai mult?
La mormântul sunt, nu. Nu e acolo concentrația cea mai mare. E acolo. Bun, energia Mahatma Shambhala, conștiința mistică. Aveți chakra coroanei, inima, palmele, degetele de la mâini, picioarele conectate la sursa de energie universală, inclusiv la Reiki, deci la Duhul Sfânt, la Mahatma Shambhala, conștiința mistică. Și asta trece din prin voi, în momentul în care invoc Mahatma Shambhala, conștiința mistică, trece prin voi și se duce până în centrul Pământului. Pentru că aveți conexiunea asta. Shambhala deschide și tăpile de la picioare, și chakra Pământului care este la, parcă la 20 de centimetri de picioare, se conectează în centrul Pământului. La 20 de centimetri sub picioare se găsește magma și acolo se află energia voastră telurică, toată energia negativă. Că e sex, că e bătaie, că e cine știe ce ține de... Oricum, energie telurică pe care ați creat-o în alte vieți și pe care acum trebuie să o sublimați în lumină. Sublimare se face prin rugăciune, post, sport, mișcare, sex, multe. Da? Mahatma Shambhala, conștiința. 2. Flacăra argintiu violetă. Flacăra argintiu violetă se regăsește în mijlocul Pământului. Orice planetă este o ființă vie. Ce principiu are această planetă? Ce? Feminin. E mai ca gen. Planeta Pământului, da? Are o viață, are un suflet. Sufletul ăsta al planetei Pământ este dat de flacăra argintiu violetă. Așa cum noi avem suflet ăsta, flacăra argintiu violetă este sufletul Pământului. Aia menține inima Pământului. Ea este energia care participă la viața planetei. Pomii, înverzirea, după iarnă, au și energia soarelui, dar au și energia telurică, pentru că viața apare din unirea celor două energii, soare cu energia Pământului. Bun. Flacăra argintiu violetă. Știți când se vorbea de flacăra argintiu violetă a PDL-ului? Avea o dreptate pe undeva, că erau susținut cu flacăra, dar flacăra argintiu violetă este o energie de vibrație. Deci, hai să zicem, de H54. 54 față de 100 cât e împărtășanie sau simbolurile din canună, omul și hartul. Vă dați seama că e mică. Evident că raportat la marea masă a populației este mare. Știți care e problema cu flacăra argintiu violetă? Nu-l place demonul. Și atunci, automat, produce ceea ce se cheamă fascinație. Adică rămân așa. Demonii în fața luminii, știți care este principiul sfinților? Și se vorbește despre demonii care slujeau sfinților. Păi e foarte simplu. Din cauza luminii pe care o emit sfinții, lumina asta o întoarce pe dos, le întoarce programele negative pe dos demonilor, și demonii fac ceea ce trebuie, deci voința sfinților, crezând că fac rău. Ați înțeles? Asta este principiul prin care era Antonie cel Mare. Și vine unul la el și vrea să-l întrebe de unde îi vin lui, nu știu ce gânduri, niște premoniții. Și până să ajungă la Antonie cel Mare, întâlnește niște măgari. Și se urcă pe măgari și măgarii îi duc de la Antonie. Și îl întreabă, dar de unde ați știut copii? Și el a zis, bine, sunt dar. Deci, de multe ori, toate harurile astea sunt, de fapt, de la demon care slujesc unui sfânt, pentru că e sfânt. Înțelegeți? Numai că nu mai afectează. Este principiul clar viziunii Sfântul Petru, în spate dintr-una care avea clar viziunea, un demon. Se spune Duh Pitonicesc, mă rog, un șantră mai mare, care avea darul previziunii. Previziunea este totul un demon, un duh. Mă rog, n-are importanță. Cert este că flaca asta argintiu-violetă are de H-154. Și am algoritmii. Să-mi zici, mă, într-o flacă la ta argintiu-violetă,
Și atunci, capăt și așa o energie în palme. Eu prima oară când am făcut șambala, atât aveam flăcărica, că și râdeam. Deci flăcărica mea era ca la brichetă. Pe măsură ce folosești, crește. Da? Poate să ajungă la med. Da? Ce se poate face cu flacărica? Poți să curăți. Poți să curăți apa, poți să curăți cafea, poți să curăți scaunul, poți să curăți camera, da? Poți să curăți seneul, sufletul cuiva, poți să-i curăți câmpurile, flacăra. E ca o flacără de aia, știți cum pârjă... Cum pârlești porcul? Vorbesc foarte serios, sau puiul. Și curăț. Vorbesc serios, flacăra din diurel. Poți să curăți spații, poți să curești și să energizezi apă. Pot să stau în flacăra argintiului. Sunt al flăcării argintiului din toată ființa mea. Sunt păritatea pe care Dumnezeu o dorește. Corect. Și sunt... Stau în flăcărică. Perfect. Dar dacă stau în flăcărică, nu mai ajunge nimeni la mine. Nu prea poți să faci dragoste în flăcărică aia. Că nu rezonează. Da? Și atunci... Depinde de momentul în care folosesc. Dacă fac o curățare de casă, dacă fac inițieri, dacă fac terapie, poți să stau în flacăra argintiu violetă, dar nu poți să stai să mergi prin mall în flacăra argintiu violetă. Adică poți să o faci, dar vedeți ce se întâmplă. Trebuie să duceți la discotecă, dar vedeți ce se întâmplă. Trebuie să duceți la un club de noapte, dar vedeți ce se întâmplă când stai în flacăra aia. Eu nu zic să nu experimentați. Experimentați. Primul meu curs de Reiki, da? Și le spun, bă, nu folosiți simbolul când vă duceți la o nuntă. Dar lăsați oamenii să distreze. A doua zi, deci făceam curs sâmbătă, duminică. Vine unul. Știi? Am fost la discotecă. Și? Și am făcut simbolul. Șocurii. Bun. Și? Păi da, dar zice, am zis, spre bine, vreau să pleacă pe toate planurile. Spre bine, vreau. Și ce să nu? Au plecat toți acasă. Păi și mie era firesc? Că... Dacă zici tinerilor cu toate planurile, e clar că nu se pierde noaptea pe acolo și să îmbete? Lăsați oamenii pace. Eu n-am venit să experimentați. Toată lumea trece prin faza asta să vezi ce se întâmplă dacă. Sau... Învățase o amică de-a mea să facă spații. Și în spațiul la ușă să nu intre persoanele cu EBF-ul decât cele cu EBF-ul peste 81. Și la ziua unui coleg. Și ăsta supărat. Bă, chiar așa vei să platou cu sucul. Chiar așa nu vine nimeni la ziua mea. La un moment dat se apropie de program și se gândește. Și nu se ducă ce altfel. Și păi zice, voi nu știți că e ziua asta. Păi zice, da, zice, am venit, dar am trecut. Am văzut că e niște și am plecat mai departe. Dar pentru că n-au rezonat. Că aveți grijă când folosiți spații, flăcărica sau mai știu eu ce. Că dacă spui flacăra în fața ușii apartamentului, s-ar putea să nu mai vine nimeni la tine acasă. Că nu mai rezonează nimeni. Ați înțeles? Bun. Le și spuneam, dacă pui un spațiu de la în care condiționezi să-ți vină acasă numai prietenii, s-ar putea să rămâi singur. Să nu mai vine nimeni. Deci flacăra din fibrile. Da? Sunt la flăcării argintiu-violete, toată ființa mea sunt cuidată pe care Dumnezeu o dorește. Asta ține foarte mult de Saint-Germain de Cercan, pentru că, mă rog, el, și numai el, a câștigat dreptul de a o folosi. Inițierea a războiului și fun. Flacăra argintiu-violete. Altceva. Coloana de lumină Arhanghelului Mihail. Coloana Arhanghelului Mihail. Îl invoc pe Arhanghelul Mihail și spun, Arhanghel Mihail, dă-mi, te rog, coloana ta de lumină. Și te învelește o coloană galbenă albăstruie, de jur împrejur. E foarte bună în exorcizări de casă, în terapie, în inițiere. Nu e a voastră, nu e personală. E Arhanghelul Mihail. Atât timp cât îi slujiți Dumnezeu, aveți acces la ea. Nu-i mai slujiți Dumnezeu, nu vă mai dă. Nu este transmisibilă, e personală. Da? E a voastră. Coloana de lumină Arhanghelului Mihail. Și aici avem o meditație. Arhanghelul Mihail tăind legăturile. Adică, în meditație, vă imaginați că sunteți înăuntru vostru. Undeva înăuntru vostru, da?
Și că dinspre voi, spre centrii voștri energetici, pleacă niște stringuri, niște legături. Aceste stringuri pot să fie de la grosimea de ață de papiotă până la părâme de legat vapoare, până la... Am văzut lanțuri. Lanțuri înodate câte trei. La distrizie, era o relație calmă. mă amuz. Dar era un lanț karmic între un lector, nu-i dau numele, și prietena mea de pe vreme nu înțelegea. Urât e când nu înțelegi. Și ce lanțul. Și problema este că cât sunt mai mari, vine... Și care este ideea? Îl chem pe Arhanghelul Mihail. Și vine Arhanghelul Mihail. Da? Și vine. Și zici, te rog frumos, stai în legătură de la nivel de chakra 1. Zan. 2. Zan. 3. Zan. Și ajunge la lanțurile alea. Și să uită. Astea nu poți să ți le tai. Și stai așa, știți? În sabie. Că sabia lui Mihail e cam atâta. E mare. Și stai așa. Asta nu merge. Și ce trebuie să fac? Să o trăiești. Și astea sunt relațiile alea care te chinuiești. N-ai ce să le faci. Sunt, la un moment dat, eram eu stagiar. Și visez un înger. Era un înger cu aripi cenușii. Era cu un cap mai mare decât mine. Și avea o coardă care a plecat dinspre inima lui, spre inima mea. Și mă trezesc la cabinet cu o tipă. Deci, viziunea mea absolut totală, numai că n-avea un cap mai mare ca mine, era... Deci că vedeai dincolo deja. Și avea nevoie de ajutor. Și te trage. Uf! Și nu ai decât să faci. La mănăstire aveai niște probleme de magie, de cădea părul. Făcuse niște ceva farmece pe mor. Și cădea, avea un păr frumos, bogat, negru, știi, de la creț, așa. Și cădea un smoc de păr. Uf! Nu s-au dezlegat la preoci. Nu știu că de la început să-i crească. Vă dați seama să te bucuri, deci vine Maica sa și cu ea și zice haideți, domnule doctor, să vedeți. Ce? Eu, mă mir. Îi crește păr. Și vedea așa că, bă, da, când pățești asta, aveți cuvântul meu doar că te bucuri. Așa sună ciudat, știi? Dar când îți vezi că... Și avea numai găuri în cap. Mai cădeau. Se mai pierdă, mai cădeau un smoc. Mă rog, iată cu și am văzut că de mult. Dacă ai idee, te trage. Vuf! Și n-ai să faci că duci. Până când îți rezolvi misiunea personală. Până când se plătește, ai de plătit, faci ai da? Dar hai, și legături sunt la tot nivelul. Chakra 1, cu copii sexuale, cu persoane care au avut probleme sexuale, de protecție, probleme cu, mă rog, persoane cu care am avut. De asta am fost șef, mi-a fost șef. De inimă, iubiri, altă dată, căsătorii, da? Chakra gâtului, comunicare, vrem să vorbim. Am ceva să spun, mai ceva să spun, nu ți-am spus altă dată, vreau să spun. Că apar chestii de asta, vai ce mi-aș fi dorit să spun. Și nu ți-am spus. De altă dată, știi? Am murit și nu i-am spus. Și atunci asta trebuie să rezolvi și am mult părți la nivel de chakra gâtului. La nivel de chakra 67, în legături cu mentori, maestri, etc. Da? Bun. Arhanghelul Mihail prin legături. Mai avem? Simbolurile. Me. Ca. Pa. Ca. Liș. Ma. Sau simbolul care permite activarea secvențelor inactive ADN. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că toți avem înăuntru softul unui Dumnezeu. Problema este, mamă, ce-mi place, știți, mă și văd în cărțile de religie.
Hagi Șanu afirmă în cartea lui că omul are softul divin. Dar nu este activat. Ceea ce este un eretism. Bun. Deci noi avem acest soft care nu este activat. Până și profesorul, domnul general, zicea afară, vorbea despre activarea, cum se cheamă, lanțurilor ADN și că el crede că peste nu știu cât timp o să fie 36 și că deocamdată nu sunt decât atâtea. Nu are importanță. Cert este că există o grămadă de porțiuni din secvențele ADN pe la care nu știm care este, cum se cheamă, utilitatea. Dar tot ce pot să vă spun este că orice calitate a unui om este se regăsește și la nivel ADN. Deci, automat, o clarviziune este la nivel ADN. Capacitatea de a levita este la nivel ADN. Și atunci toate calitățile divine, mersul pe apă, cum se cheamă, telelocația. Deci Iisus a făcut telelocație. Când a găsit peștii, ați înțeles? Bun. Toate astea se regăsesc la nivel ADN. Absolut, da. Și atunci, păi, gândiți-vă, i-a plimbat, Doamne, Doamne, părerea prin Egipt, acolo, prin deșert, 40 de ani. I-a mielit pe care trebuia, i-a împerecheat pe care trebuia, a făcut combinația genetică, Maica Domnului a fost crescut în altar și a devenit ce? Instrumentul ca omul, ca Dumnezeu să se nască din fecioară. Deci are această capacitate ADN? Absolut da. Maica Domnului nu avea ADN. Nu? Maica Domnului nu avea ADN. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Hristos nu avea ADN. Nu avea sânge a doi. Nu avea RH. Evident că avea RH. Sânge. Avea toate astea. Vă e clar? Și atunci există o componentă divină și la nivel de ADN. Ar fi trebuit să-i studiem ADN-ul lui șeful, dar nu dacă se mai poate. Dar dacă au descoperit că este A2, cred că se poate și ADN-ul. Și e cam vechi, de vreo 2000 de ani. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Deci orice lucru din plan fizic se regăsește la nivel de ADN, de structuri. Pentru că fizicul este, în realitate, cum se cheamă? Expresia ADN-ului, dar nu atât cât hologram. Hologramă ADN-ul. Merg fac afacă aici, mă. Se activează în palme, cum îl înțeleg pe mine. Sau încerc pe coroane. Eu folosesc cu terapie. Pentru a activa secvențele inactive ADN. De fapt, știți cum se întâmplă? Crește vibrația unei persoane. Creșterea vibrației planetei o să determine la un moment dat. De ce? Pentru că se întâmplă într-un film. Un om ajunge la o anumită vibrație. Plac, face click. Da? Și se trezește. Pe măsură ce mai mulți fac click, ăștia fac un câmp care determină pe alții să facă click. Deci cu cât sunteți mai mulți treziți, cu atât o să fie mai mulți care se trezește, pentru că o să-i induceți. Se duce. Și asta ce se întâmplă? În momentul respectiv, face o geră. Și ți apare, încep să ai auzenii. Aud voci. Când vine o maestră de-a mea, știți? Le spun, eu spun, bă, s-ar putea, vezi, dacă te trezești, încep să vezi, încep să auzi. Și mă trezesc cu ăsta la cabin. Stătea pe scaun. Mă uite, tipa, avocat, căsătorit, pe copii. Mă rog. Așteaptă la rând, n-a zis nimic, intră. Ce-ai pățit? Aud voci. Păi și nu v-am explicat că trezirea spirituală se poate întâmpla, sau? Da. Sau eu aud trei. Păi și care până la urmă? Unul e sine, unul e înger. Da. Dar nu știu care sunt eu. Noroc că tipa a avut foarte mare încredere în mine, că de obicei ăștia nu mai ascultă de nimeni, deși aud vocile, au inspirații, channeling, nu mai ascultă de nimeni, da? Și în momentul respectiv i-am zis, bă, uite ce faci. Te duci frumos acasă, ți-a prins o rumânare într-o farfurie. Și te pui în genunchi. Și încep să citești rugăciuni. E, aia ești tu. Tu te rogi. Nu îngerul pozitiv. Și în momentul respectiv,
îți dai seama care ești tu și ții minte vocea respectivă. Și vă spun ca să fie l-a făcut și pe lui la copil acum, are mai mulți. Dar ca idee, e nasol. Aud. Dar știți, aveam niște ori așa. Merg ca varta aici. Deci asta permite activarea silențului inactivă adevărat. Asta nu ține de nimeni. În general, rămân active, devin active lucruri pe care a avut voi altădată, pentru că fiecare a avut altceva în plus. Unul a avut zborul, altul a avut clar viziunea, altul a avut... Deci fiecare are o calitate care este predominantă. Da? Asta ține de cum să spun eu, interiorul omului respectiv. Așa că fiecare va dezvolta altceva. Nu neapărat același lucru. Mai e motor Zanon. Nu mai știu, niciodată nu știu exact cum se face, dar ceva de genul ăsta este un fel de taicomio tibetan clutit. Motor Zanonul este un simbol care se folosește în terapia cancerului. Să știți că cancerul este indecabil. Numai că nu orice om are voie să se vindece. Există un drept la vindecare. Există un drept de viață. Există misiune personală. Momentul în care nu mai trebuie să trăiești, la revedere. Materia se dezorganizează. Imaginați-vă că aveți un program, un virus, care e implementat la nivelul celulelor voastre de la începutul vieții. Care zice, la vârsta de 150 de primăveri, argeșan, toate structurile lui încep să se dezorganizeze. Și ăla devine manifest. Bang! Și începe. Cade ficatul. Plank! Începe. Se distrug celulele hepatice. Se distruge celula aia. Se distruge miocardul. Se distrug celulele. Și ceva altul nu te pare ce? Mă rog, bolile astea de inimă. Cardiopatiile astea. Da? Care n-au nicio etiologie. Se mără și se zără până face o dată plank. Pop! Și a murit. Și gata. Și a murit. Ați înțeles? Deci e un program. De asta era oia care avea 1000 de ani. Și nu l-a luat niciun tratament. Deci, de-aia sunt ăștia care trăiau 1000 de ani. Ei aveau un program care spunea Matusalem, trăiește 1000 de ani. Punct. Noi avem program de cât? 70. 70 e băgat în Biblie. Și tot ce e peste 80 e durere și nu știu mai cum. Deci, suntem programați. Bun. Poate fi mărit programul absolut, da. De cine? De Dumnezeu. Cum? Prin acolo, ai un șurub la... Un softist bun. Și zice, mai dă-i 10 ani. Mai dă-i 10 ani tânăr. Există? Deci, vreți să spun ceva? Știți, eu am un mare talent să scap, să dau de nebuni. Mă duc. Da, uite că... Și eram... Nu mai știu unde mă duceam. Bă, și dacă mă urcam într-un tren și era un nebun acolo, în trenul ăla, ăla venea la mine. Puteam să stau oriunde. Ăla venea lângă mine. Și mă trezesc cu unul. Bă, dar cum ți-o dă? Eram în faza în care vreau să plec în... în Franța. În legiunea străină. Și vine ăla. Și așa zără lângă mine. Și zice... am o problemă. Se vede. N-ai tu cum să mă ajuți. Nu cred. Dar zice, eu pot să te ajut. Tu... Zice, tu o să descoperi secretul tinereții veșnice. Ai, nu mă nebune. Da. Sunt unii care l-au descoperit. În Canada. Tu o să ajungi acolo și o să știi. Dar de ce eu? Eu plec cu legea străină. Să uite el. Ah, ai putea să ajungi acolo, dar nu ți-e bine acolo. Mai bine nu te duci. Vorbesc serios. Și m-a luat și mi-a spus de familia lui și la ala și la... Și atunci zic, bă, cum e cu secretul tinereții veșnice care trebuie să-l descoperi eu? Și vă dați seama că am ajuns din aproape în aproape la programul ADN și programul ADN care face click la un moment dat. Pentru că să spune ceea ce ne omoară pe noi este ce? Păcatul. Deci ceea ce ne ține pe noi în viață, ce e? Lumina. Deci ai lumină, stai în viață. N-ai lumină? La revedere.
Bineînțeles, apare Dumnezeu. Intervenția când s-a încheiat și spune stop. Dar la un moment dat, totul ține de... Merg ca fac la ei și mă. Hai să vorbim și despre Merkava, că tu sunt întrebat de Merkava. A, și aveți chakra 4. Aveți chakra inimii conectată la sursa de lumină. Orice faceți în Dumnezeu, vă deschide chakra inimii. Orice trebuie să faceți, vă deschide chakra inimii. Nu vă mai fie frică, știți? Asta este una dintre chestiile care... chakra inimii se deschide de dincolo. Nu din coace. Și tot încearcă unii, știi, să-ți blocheze, să-ți închidă, să-ți facă, bagă strâmbă pe chakra inimii, pe timus. Nu vă faceți griji, nu se poate. De ce? Pentru că inima se deschide din partea aia. Nu de aici. Deci ăștia care să-ți bat, să deschidă, să strâmbe, să închidă de aici, nu au nicio șansă. Și atunci, încercați să simțiți ceea ce faceți. Adică, domnule, beau o cafea. Domnule, dacă simt în sufletul meu că îmi face bine, o beau, mă. Știți cum făceam eu? Eu așa fac cum mă duc la raliu. Și toți ăștia, toți copiloții mei, inițial, își comandam ce vreau ei. Dar eu mă luam după inimă. Da? Și mă uit pe meniu. Nu mă interesează că e de post, că e de fruct, chiar mă interesează. Și în momentul în care mi se deschide inima la ceva, plan. Ei își luau ce credeau ei că e bun. Și după aia vedeau cum e la mine. Și la un moment dat, dar toți, inevitabil, toți, și am avut vreo 3 până acum, stăteau, o, vrem și noi ce vrei tu. Că știau că aia e bun. De ce? Haideți să spun ceva. Orice bucătar are ceva care îl face din suflet. Că de aia se spune specialitatea bucătarului. E ceva care îi place lui. Evident, de aia o va face foarte bine. Cu suflet. Din inimă. Și nu scrie întotdeauna. Și nu întotdeauna ce e meniu este și adevărat cu ce îi place bucătarului. Că, nu știu dacă bucătarul îi place ciorba de burtă, nu o să pună acolo specialitatea bucătarului ciorba de burtă. Dar el va face foarte bine treaba asta. Și atunci mai bine mănânce aia. Și mă rog, a început să se ia după mine. Ideea este, domnule, faceți ce vă spune inima. Pentru că, și mă refer acum la Shambhala, nu ca oameni simpli. Pentru că unul este să te faci ce zice sufletul și altul este să faci când se deschide chakra inimii. Drăguța a fost o doamnă, zice, domnule doctor, dar cum se simte când ți se deschide inima? Ea la 50 de ani nu știa. Și zic, doamnă, zic, a venit drăguța la ta acasă, așa, pe nepusă masă cu buchet mare de flori? Da. Și n-ai simțit așa ceva în suflet? Ba da, e aia e. Să-ți se deschide inima. Cum să-i spun altfel? Se deschide sufletul. Face o dată clang. E foarte ciudat. Și vă spun de ce e foarte important treaba asta. Făceam curs la Brașov. Și mă spune un tip. Bă, zice, dacă tu ești la vreun, te duci să vezi mașina de curs. Zic, bă, am mașina de curs, nu mai trebuie. Bă, du-te să vezi. Bă, nu mă duc. Bă, du-te mă să vezi că merită. Bine, mă duc. Și mi-au frumos mașina și mă duc să văd mașina de curs. Când intru, stăteam un garaj, era ca o farmacie. Deci la mine în cabinet nu e așa de curat cum era la ăla în garaj. Mecanic. Și când deschid așa și o văd, și eu întreb. Cât peniceaua? 100. Eu. Zic bine. Mersi. Și el îmi spune că vrea să vă zic, piloții au alt sistem de gândire. Și în general, tot ce înseamnă performanță, gândesc altă și antrenor. Și zice, bă, dacă e a ta, o să o iei. Dacă nu, nu. Și eu zic, a fost a mea. M-a așteptat, am văzut mașina, mașina mea a ajuns la Victor Ponta. Primul meu, R2. Și mă rog, banii ăia, am dat avansul, m-a așteptat și tot așa. Dacă ai idee, a fost, a mea. Ca să vedeți ce se întâmplă. Ziua mea. Asistenta mea atunci se gândește ea să facă o bucurie. Da. Descarcă de pe el o poză cu Mitsubishi Argentie, face un tort, o pune pe tort și mi-o aduce. Rămân surprins. Zic, bă, mașina asta nu e a mea.
Nu se poate, am luat-o de pe... Băi, zic, eu cu mașina asta am fost doar la VTM. În mașină, nu se vedea numărul. Sunt doi, e copilot și pilot. Deci nu e a mea, e cealaltă. Erau două argentini în campionat. Foarte dezamăgit. Foarte, cum am putut ea să greșească? Se întâmplă următorul fel. Nu trece mult timp, eu aveam un R3. Un Clio R3. Mă sună un om, zice, tu ai un Clio R3, da. Nu vrei să facem schimb? Să-ți dau Mitsubishi-ul meu pe R3-ul tău? Și mașina a ajuns la mine. Astea sunt deșertele în perspectivă. De asta vă zic, câteodată lucrurile se întâmplă fără să-ți dai seama de ce. Și au în perspectivă, nu știu. E clar că e cineva acolo sus care te împinge de la spate. Și nu zice, nu știu, nu ce să zice. N-ai cum, deci nu ai toate datele. Noi suntem tributari condiției noastre umane. Avem o limită mentală. Avem și chiar și mintea asta. Oricât ai fi de deschis, ai o limită a ei. Nu, nu e vorba de program. E vorba de capacitatea ei de înțelegere. Poți să o dezvolți, da? La limita de Modificabil și el, dar în timp și în lumină. Bun. Chakra 4. Și vreau să vorbesc un pic despre mercare, pentru că interesează și pe maestri. Eu la maestri nu spun nimic. Și știți de ce? Pentru că v-am zis prea mult deja. Mie manualul de Shambhala și de maestrie mi s-a pus în mână. Ați. Mi-a trebuit vreo 5 ani să ajung la 90%. Să știu, să înțeleg. Mercabele. Asta e omul. Și avem... Asta este un tetraedru, da? Și după aia mai pun un tetraedru, mă rog, îl înțelegeți voi cumva, nu știu cum. Și am o stea tetraedrică, da? Și am vârful deasupra, baza deasupra, vârful deasupra, baza de desubt, baza de sub. Și sunt cuprins într-un, în două tetraedre. Astea când se rotesc, când le dau lumină și se rotesc, formează o sferă. Care formează o mercabă. După aia mai există steaua tetraedrică, de la nivelul chakrei superioare. Da? Și încă una. Mă rog. Mai am o stea acolo, care se rotește în rândul ei și formează o altă stea de tetraedrică. După aia, am... Asta formează un câmp, da? Care, prin faptul că se rotește, viteza luminii, scoate dinăuntru meu toate energiile negative. Mă centrifugează. Eu nu vă sfătuiesc să stați. Adică, mulți stau în flacăra argintiv-violetă, mulți stau în steaua tetraedrică. Eu vă sfătuiesc să nu. Eu am evoluat nestând în ele. Le folosesc când e nevoie. Le folosesc când... acum sunt echipat cu cei mai buni pe mine. Din anumite continente, faptul că fiu mort. Și nu vreau să transmit energii negative care se plece din mine. Înțelegeți? Dar în rest, când, și când filmez, mai las și energii negative să transmită. De ce? Chiar dacă înțelegeți prost un lucru, tot e bine. Pentru că viața va tinde să vă învețe invers. Ai înțeles prostul lucru, pac, îți apar contra-argumentele. Și nu există, nu te lasă nimeni așa să stai foarte mult în ignoranța ta. Mă rog, faceți un efort de imaginație. Mă rog. Ce? Așa. Mă rog. Mă rog. Are botox. Deci, ca idee. Și aveți chakra inimii activată, da? În momentul în care mi-activez chakra inimii, și se poate face treaba asta la un moment dat voi, pleacă niște lăini de câmp care fac așa. Și ce se întâmplă? La un moment dat se intersectează și formează un alt...
Asta este o altă macabră. Deci sunt foarte multe câmpuri de genul ăsta pe care o să le învățați voi, o să le căutați și o să le înțelegeți și care vă ajută. Nu e în intenția mea să vă spun tot. De ce? Eu cred că nivelul ăsta este un nivel la care trebuie să începeți să vă chinuiți singuri. Știți, la un moment dat eram foarte mămos. Și le explicam la toți mură în gură. Și după aia m-am dus în competiție. Și am început să studiez competiția. Și am ajuns la concluzia că e corectă competiția și că până la urmă fiecare trebuie să ducă acolo unde sunt eforturile lui. Și nu merită să iei pe nimeni cu joapca. De ce? Pentru că îl iei cu joapca și el nu va înțelege niciodată de ce a ajuns acolo. Și nu o să fie de valoare aia. Vă e clar cum sună treaba asta? Și atunci, eu vă sprijin până la un moment dat. După care la revedere și în praz verde. Adică, principiul cristic. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dar numai cei mai vrednici o să le dobândească pe cele mai bune. Corect? Și corect. Să știți că principiul competiției, principiul tot ce ține de eficiență, calitate, așa, n-a fost inventat pe Pământ. Pe Pământ e doar că șpaga e inventată pe Pământ, tocmai ca să nu obții, deci ca să nu ajungi pe forțele tale. Dar competiția este îngăduită de Dumnezeu ca formă de ce? Nu. Ca formă de cernerea valorilor. Așa că voi singur vă determinați locul unde ajungeți. Nimeni altcineva. Prin propriile voastre eforturi. Bine, vreau să mai spun ceva. Aici nu mă contrazic când vă spun că eu am fost un pic împins de la spate și de asta sunt mai îngăduitor. Dar și până acolo o să vă împing și eu pe voi de la spate. Dar, mai departe, singurei. Adică mie întotdeauna mi-a plăcut să mă duc, nu știu, ați văzut ce am scris, da? Mi-a plăcut să parcurg, știți când eram mici și ningea prima dată? Și te duceai tu așa pe zona aia unde era nins proaspăt și lăsai tu urme? Mm-hmm. E, aia îmi place mie. Să găsești locuri care nu sunt bătute, și să faci prima potecă. Dar nici nu e ușor. Așa că să știți că nu prea e aglomerație. Ca să nu zic deloc. O să plecați de aici, știi? Și o să aveți așa. Paralela între ce s-a întâmplat astăzi și ce ați auzit astăzi. Și o să reintrați în lumea voastră. În capsulele voastre. Fiecare în capsula lui. Și o să vedeți diferența. Și nu o să mai știți care e realitatea. Care e adevărata? Ați înțeles? Ceea ce nu e rău. Pentru că o să tindeți iar să ieșiți, iar să vă întoarceți, iar să ieșiți, iar să vă întoarceți și până la urmă vă schimbați voi realitatea. Învățați că nu există o realitate și că realitatea este cea pe care mi-o creez. Dar trebuie să învăț să o creez. În funcție de ceea ce am. Pentru că nu pot să creez o realitate decât din ceea ce am. Cel puțin în planul fizic. Shambhala. Aveți cursuri mate. Aveți cursuri tipărite. Aveți de învățat, aveți să vă gândiți. Modul cât învățați, vă duce la nivelul vostru. Și cine vă spune ceva apropo de gen John Armitage, sau cum îl cheamă și de așa, să-i spuneți că e departe de sfârșit. A zis Argeșanu că e oricum copil de minci. Cu tupeu.
Nu, Doamne ferește. Are marele merit că a transmis acest sistem. Corect. A transmis foarte mult lucru. Foarte bine. Dar în rest, în anumite alte privințe, e la grădință. Ok? Că mai fac grăcia lui Curin. Al marelui maestru Curin. Știți? Hai să vă spun ceva. La un moment dat știam că eu am șpioni. N-am șpioni, mă. Dar vine și îmi spun. Eu am mai mulți prieteni pe lumea elantă decât pe lumea asta. Și se dăduse ordin. Nimeni nu-i face inițiere pe Șambala lui Argeșan. Eu eram lupul cel rău. Și evident că nu mi-au făcut inițiere. Și atunci ce-a făcut Argeșan? Pentru că marii maestri de Șambala aveau 200 de euro un grad. Și eu câștigam pe vremea aia 80. Da? Ca doctor. Și zic, bă, mie îmi trebuie Șambala. Că eu eram de la ceva, am senzația că îmi lipsește ceva. Nu? Aveți senzația asta. Bă, parcă îmi lipsește ceva acolo. Da. Nu știu, la temelie undeva. Bun. Și vorbesc cu amici de-ai mei. Găsim unul care era așa mai... Avea o față de copil. De mini, așa, adică... Foarte naiv, așa. Și zicem, bă, uite cum face. Îl dăm, punem toți bani. Am dat fiecare câte 20 de euro, cred. Sau 15, nu mai știu. Și l-am trimis și a făcut inițiere. Și după ce a făcut inițiere, ne-a făcut la toți. Și mă întreb câteodată de ce nu-i duce capul pe oameni. Am făcut la spiritul. Bun. Prima întrebare. Dom'le, e scump 10 euro pe lună. Gândiți-vă că pentru mulți e scump. Dar n-a zis nimeni să nu vă aliați 10? Da? Să vă duceți într-un loc, la cineva, și să vă uitați la emisiune cu 50.000 pe lună. Eu așa am făcut. Și n-aș avea o problemă să mai fac dacă aș avea nevoie de ceva. Și am făcut. Erau sisteme care erau foarte scumpe. 800, 1000 de euro. Și s-au dus ăia care au avut bani, le-au făcut. Și ne-au făcut și nou. Ce ziceți? Și aveam elevi care aveau bani. S-au dus ei și au făcut sisteme foarte scumpe și au venit și ne-au dat. Depinde de sistem. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci încercați să gândiți. Voi, asta este, nu știu, eu renunț la oamenii care îmi spun probleme. Mă înconjur de oameni care îmi dau soluții. Fiecare om are îndreptată atenția către. 1. Nu se poate asta. Asta nu se poate. Asta nu se poate. Sau sunt oamenii care zic. Bun, dacă așa crezi tu, las că găsim o soluție. Căutați soluții, mă, nu mai găsiți. Nod în papură. Acolo e cașcavalul. Cașcavalul poate să fie orice. Bani, aia, casă, mașină. În loc să stați să vă plângeți de milă, gândiți-vă, găsiți o soluție cum ajung acolo, la cașcaval. Și șoarecele e mai deștept decât noi, câteodată. Ați înțeles ce vreau să spun? Nu vă mai blocați. Voi vă blocați. Nu se poate. Eu am un talent ăsta, știi? Am vrut să demonstrez tuturor că se poate. Și se poate. Da? E ca în legea. Nu mai știu cine a zis. Știți, un lucru este imposibil până când vine unul care nu știe asta și îl face. Decât un ignorant care nu știe, nu știe asta, că e imposibil și îl face. Fiți ignorați, dar faceți-l pentru numele Dumnezeu. Poate că noi am trecut cu vederea ceva, poate că eu am uitat ceva, poate că am înțeles ceva greșit. Vezi, bun, așa analizați. Nu zice nimeni nu. Întrebări Șambala. Zi. Cum e cu cele 352 de simboluri? 352 de simboluri, nici nu trebuie să le știți, pentru că odată ce accesați Șambala, vine energia, nu vi s-a dat special ca să nu le folosiți, în rău. Deci, invoc Șambala, am pus mâna, Șambala, Mahatma, conștiința cristică, am terminat, am plecat.
Asta este avantajul la Shambhala. Nu pot să greșesc. Am pacientul. Shambhala Mahatma Conștiința Cristică. Stau. Am terminat, am plecat. Nu știu ce am făcut. Dar e foarte simplu. E problema lor, nu? E foarte simplu. Îți trebuie un IQ. Puțin peste 60 ca să te miști. Să știi că asta e... Păi da, eu vorbesc foarte serios. Deci, eu vorbesc la fel. Este simplificată în așa fel, încât să poată să fie folosită oricând spre binele omului, dar fără să poți să faci rău. Foarte simplu. Bine, evident că dacă te strădui, unii mai știi, au descoperit. Nu dai dat. Să o iei înapoi în mic. Depinde, sunt lucruri care poți să le faci în voia din mic. Altceva. Se pot invoca oricând? Absolut, da. Oricând și în orice situație. Chiar dacă am făcut o prostie. Și ele tot. Și ele intervin sau nu. Deci tu invoci. Tu ceri ajutorul. E liberul lor arbitru sau e voia divină să intervină sau nu. Ați înțeles? Deci, orice moment, în orice, pot să invoc. Antacaranele. Antacaranele sunt simboluri care, mă rog, antacarana masculină, feminină, neutră, ăsta multiplă, crucea universală. De exemplu, cea multiplă, care e formată din mai multe antacarane, ea se folosește pentru curățări. Se pune, de fapt, sub paturile de terapie. Pentru că dispersează energia negativă din celule tumorale, din energii negative acumulate. Curăță o cameră, curăță... Știți ce-i drăguț? La un moment dat aveam antacarane și am vrut să le pun în cameră. Și fără să mă gândesc, le-am amestecat și le-am pus. Crucea universală s-a așezat sub Iisus, antacarana feminină sub Maica Domnului, aveam o poză cu Hristos, cu crucea în spate și deasupra pământul, dedesubt pământul, și acolo s-a dus asta universală, și aia masculină sub Hristos. După aia le-am dat jos, pentru că pacienții le vedeau și se speriau. Svastica, domnule! Ce are svastica cu ortodoxia? Bine, acum, în mijlocul casei, am primit un bol de la de ardere de berțișoare, care are antacarana nazistă, de drept. Să duc la editură să filmez, să vedem dacă se prinde ceva sub până acolo, cu bețișoare în ea. Să sară toți în sus. Arceșanu! Antacarana, sau crucea universală, este crucea vieții veșnice. Vine din Tibet. Este un simbol care deschide poarta către subconștient. Au existat tibetani care s-au dus și au învățat pe naziști, printre care și pe Himmler, parcă. Și antacarana este preluată de la tibetani. Ei, ăștia au învățat despre jertfele umane, despre ritualul de jertfe umane. Apariția lagăre a fost ca formă de jertfă umană pentru ca să invoce demonii, demoni care erau primiți după aia cu toate diviziile de Panzer și SS. E o întreagă poveste. Adică e o întreagă. Steagul enunțește, aveau antacarana care era negru pe fond roșu. Noaptea se deschide chakra rădăcinii, care permite manifestarea subconștientului profund la fiecare individ, la nivel de karmă de neam. Deci a scos la suprafață toate instinctele și toate dorințele refulate ale poporului german. Care drăguț de nici n-a știut ce se întâmplă. Dar dorința lor de hegemonie a ieșit la suprafață. Ei au și acum. Da. Și francezii au acum dorința asta de hegemonie. Și chinezii au acum. Dorința asta de a cuceri lumea, o au. La fond interior, pentru că așa sunt ei, războinici și dominatori. Alieni! Dar ei vin. Ei, și atunci, automat, energia negativă a fost băgată la nivel de subconștient și i-au transformat pe toți în roboței. Zic, hai! Și asta e tot. Evident că mulți s-au trezit din hipnoza asta, pentru că e o stare de hipnoză colectivă.
Da. Mulți s-au trezit și nu-și veneau să crede că au putut să facă atâtea rele. Dar au fost efectiv posedați. A fost o formă de magie în masă, cum n-a văzut omenirea asta. Am învățat ceva din asta? Nu. Nu. Am... până la urmă, fiarei naziste i s-a opus o fiară comunistă. Altă fiară. Altă fiară. Au lăsat să bat între ele fiarele. Adică fiara subconștientului german s-a bătut cu fiara subconștientului rus. Și noi și pe acolo, noi ca fetele. Când cu ăla, când cu ăla, când sus, când jos. Am luat-o și noi cum ne-am putut. O câteodată pe toate părțile. Deci, hai să spun ceva. Din păcate, asta e tragica realitate. Dar nici n-am avut sânge. N-am avut sânge nou. Nici de, nici căcă, nici căcă. Bă, dacă eram măcar înfrinți ca nemții, ne ocupau americani. Așa, noi ne-am dus de partea aliaților rușii și am picat din loc în... Poate așa a trebuit. Sigur așa a trebuit. Că suntem prea mici. Dar ne-am supraviețuit. Și asta a fost un ciur foarte sănătos pentru nația asta. Iar comunismul a fost un ciur și mai ciur. Știți că comunismul a fost îngăduit de Dumnezeu. Și vă spun și de ce. Imaginează-ți că acum noi nu facem prostii, da? Ne vede Dumnezeu. Corect? Nu facem rele. Că ne e frică de lege. Dar imaginați-vă că nu există nici Dumnezeu, nici poliție, nici lege, nici lumină. Ați înțeles? Abia atunci înțelegi adevărata ce? Față. Așa că ceea ce de multe ori pe noi ne oprește să facem rău, este frica de lege, de Dumnezeu, de aia. Și atunci, lipsa lui Dumnezeu, cum a fost perioada comunistă, ce a făcut? Sau nazismul? Sau stalinismul? A permis manifestarea fiarelor. Pentru că, în momentul în care, Doamne, nu există Dumnezeu, păi ce important? Dacă nu există Dumnezeu, poți face orice. Dacă nu te prinde, nu? Și naziștii, evident că nu aveau niciun Dumnezeu, și atunci au putut să facă tot ce au vrut cu oameni. Și uite ce au făcut. Aia este dimensiunea lor. Dimensiunea conștiinței lor. Dar mă gândesc câți dintre noi am rămâne oameni în condițiile în care am ști că putem, bă, poți să faci orice vrei cu ăsta. Nu zice nimeni nimic. Nici Dumnezeu, nici religie. Poți să-i faci ce vrei tu. Atunci dimensiunea ta umană. A fost o carte foarte mișto, care cred că a rodit așa cu Brașoveanu. Plan Diabol. Nu. Așa se numește Plan Diabol, mi se pare. Și e vorba de un tip care mă rog, îi se preda și noțiuni de dialectică și nu mai știu la ce facultate. Devine legionar și la un moment dat îl ia profesorul ăsta, care nu știți, vorbea el de educație și de umanitate, îl bagă într-o celulă cu alții și îi lasă fără mâncare și fără apă. Și zice, sunt curios, care pe care va mânca frimul și până unde va rezista educația? Oi, nasrot. I-a zis după ea? Care i-au găsit după nu știu cât timp și își mâncaseră colegii și a... Aia e altceva. Erau morți deja. Dar au fost unii care i-au găsit. Acum aș se pare că erau tranșat de vii. În cât timp se duce naibii umanitatea ta când ți-e foame sau ți-e sete
Și nu mă spăla de gât. Nu știu niciodată ce frască Dumnezeu să fim împuși în situația aia. Că nu știm cum reacționăm. Ei, și de-abia atunci îți dai seama care este adevărata ta natură. Asta se numesc în momentul când noi suntem trecuți prin stări limită, prin situații limită, special ca să ne dezvăluim natura credinței noastre. Hristos e clar, nu? Poți să faci pietre de-astea pâine. Și la zis nu. Deci nu cred, nu-l va pe Hristos sări la gâtul cuiva și sugându-i sângele de foame, nu? Clar. Dar de mine n-aș fi sigur. Ați înțeles? Bun. Așa că orice o să vi se întâmple, vi se întâmplă ca să vă dezvăluiți adevărata natură și ca să vă descoperiți pe voi. Clar? Ce 144 de mii au trăit în Atlantida? Da. Au trăit în Lemuria. Și ajunseseră la un nivel destul de înalt. Și s-au distrus pe ei înșiși. Bun. Dar dintre ei s-au salvat. Da. Folosind Mercaua. Folosind, nu, folosind levitația. Și Mercaua pentru memorie. Nu neapărat. De ce? Oricum aveam scris în ei. La un moment dat știi să le folosești, știi să le accesezi, nu mai trebuie să ai nevoie de simbol. Fac parte din tine, fac parte din natura ta. Știu că ăsta e vânt, știu că ăsta e apă, știu că ăsta e nu știu ce, și le folosesc pur și simplu. Dar mie sunt cei care au fost în Tibet, face... Parte. Parte. În Tibet, parte în România. Bun. Cum au pierdut? Cum au uitat? Aici e mare problemă. Cum au uitat? Dacă eu nu scriu ce știu și mor, mai rămâne plan fizic ceea ce știu? Se duce în plan astral. Corect. Dar plan fizic mai e? Deci au pierdut la nivel de plan fizic, nu la nivel de Shambhala. În Shambhala spirituală există. Dar în plan fizic nu mai există. Și asta a fost ideea, să pierdă în plan fizic, ca să nu mai poată să acceseze altă lor. Ceea ce e foarte bine. Pentru că nu mai poți să faci prostii. Pentru că la un moment dat, toți avem tendința să intervenim. Că pierdem bani, că pierdem o persoană dragă, că să facem. Pe când de acolo nu se mai poate. La un moment dat ești doar spectator. Și te uit și nimeni nu intervine nimeni. Pentru că știu că așa trebuie să fie. E greu, noi suntem implicați și suntem subiectivi. Fiind subiectivi, nu putem să luăm decizia corectă. Este un nivel foarte mare. Ca să ajungi acolo încât să știu că dăm așa peste mine să-ți extradă. Știm că așa trebuie să se întâmple. A? Nu. Eu încă nu. Sau pe cineva drag. Nu? Nu pot. Și atunci, mai bine să nu știi. Da, ei totuși s-au salvat atunci. Nu toți. Nu toți. Câțiva. Frate, mai ești. Mai ești. Pentru a... Mai știi pe lumină? Păi pentru Neric s-au dus tot cu Atlantida. Da, da, pentru a merge mai departe, pentru Atlantida. Că altfel rămâneau acolo. Și ei s-au salvat pentru că așa nu din Dumnezeu. Și nu trebuia să distrugă civilizația respectivă. Dar totuși învățătura s-a oprit acolo. Învățătura nu s-a oprit acolo. Învățătura este mai departe în învățăturile tibetane. Și în învățăturile dacite. Dar bineînțeles, bine ascuns. Bine ascuns. Ce ritualul de la 7 ani, numesc că vine din Atlantida. De unde știau dacii? Că, dom'le, dacă stai cu poz negru 7 zile, deschizi ochii sufletului. E clar că aveau mai multe ritualuri. Poate că la 7 ani țineai 7 zile. Poate că la 14 țineai 14. Poate că la 21 țineai 21. Și poate că la 40 țineai 40. Cine știe? Nu? Și atunci nu treceai prin toate etapele Mântuitorului. Nu erai pregătit, la 7 ani știai cum e luna, lumea la 14 ani deja dădeai de demon, la 21 dădeai pe unul sănătos ca Micao Sui, la 30 mai era unul de la o căpătenă și la 40 ajungeai la model Cristic, deci levitai. Corect? Nu povestește Cleopa cum l-a luat pe sus? Levita! Păi de acolo până mai departe, hai ia-mă și du-mă și pe mine în brațe, care-i deosebire? Aia e ideea. Foarte bine că nu se mai știu.
Alte întrebări, maestri? Ai spus mai devreme că o să plece, că o să plece lumina din România. Parcă așa te-ai exprimat, că în momentan... O să se răspândească lumina din România. Aia este altceva. Adică că o să ajungem la un nivel de cunoaștere care va face să răspândească cunoașterea în cealaltă părți ale lumii din România. Păi deja se întâmplă asta. Deja încep să ducă maestrii să predea în Statele Unite, să ducă să predea în Franța, să ducă să predea în Germania, să ducă să predea... Deja se face. Și ai mai spus tu mai devreme că foarte important să simți când se deschide inima, mă rog, chakra inimii, și mi-a venit în minte o situație pe care o trăiesc eu. Cum fac diferența între faptul că îmi place pur și simplu ceva și, mă rog, la exemplu pe care l-ai dat tu. Dacă eu știu că îmi place un fel de mâncare și îl văd acolo și asociez mental asta, felul ăla de mâncare, cu faptul că mie îmi place oriunde l-aș mânca. Nu ai decât să-l mănânci. Da, ok, când da. Când o să să-l mai mănânci, nu o să-l mai mănânci. Nu, mă referam strict la faptul că, cum ai spus tu, deci, o secundă. Chakra, faptul că se deschide inima, nu are nicio legătură cu plăcerea. Băi. Este altceva. Deci e vorba de, efectiv, de deschiderea inimii, de senzația, de dorința, de sentimentul că îmi face bine. Toate astea. Deci sunt un cumul. Nu au legătură, propriu-zis, cu sentimentul de plăcere. Plăcerea e mai mult fizică, chakra inimii e mai mult emoțională. Deci simt că îmi face bine. E o deosebire față de plăcerea fizică. Înțelegi? Înțeleg. Bun. Ce e la Roșia Montană? Ce? Ce e la Roșia Montană? Ce-i cu ea? Tot la, tu ai zis că și-am dat la cum e România. Așa. Ce să caută la Roșia Montană? Toată lumea vrea să scormonească acolo, să găsească. Foarte bine, și să scormonească. Care e problema? După la emisiunea din Secretele Dacice? Eu cred că interesele sunt mult mai umane decât Secretele Dacice. Eu când aud de Secretele Dacice, ziceți că cel puțin știau dacii... Eu părerea mea e că nu știau foarte multe. Că dacă știau foarte multe, puteau să oprească romanii, da? Imaginați-vă armata romană ca un demon foarte mare. Este? Mărșăluiește. Bun. Dacă erau atât de buni dacii cu preotesele lor și cu preoții lor, nu puteau să-l oprească? Dacă știau că așa urma să se întâmple, deci aia era și greu de conceput ce o să întâmple când vine aia peste ei, că o să le ia și femeile și neamurile și tot, și în Sărbii și numai. Aia erau greu de înțeles, romani. Sigur a fost tot rău spre mine. Dumnezeu ne-a gândit să vadă, în primul rând, că rămăseseră la un anumit nivel de civilizație. Prin al doilea rând, foarte cuprinși, probabil, de înțelepciunea lor. Una dintre problemele pe care le ai în momentul în care afli cât de cât un adevăr, este că ai impresia că l-ai luat pe Dumnezeu de un picior și ai senzația că ești buric pământului. Și atunci vine cineva care îți demonstrează contrariul. Și asta e tot. Și au venit romanii și au trecut peste ei cu toată cunoașterea lor și cu toate ritualurile lor și cu toate posturile lor și asta a fost. Care e problema? Cu multă trezare. A? Cu multă trădare. Bă, trădarea face parte din reguli. Da. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădător. Dar cine a spus? Aia, cine? Păi cine? Machiavelici. Deci, dacă n-ar exista trădarea... Deci nu vă... Cum să spun eu, nu vă mai... Ce a fost, a fost. Eu când aud de chestii de dacologie, mai am pus jale. Că e un portal, că a fost poartă deschisă către cer, că au fost spirite, că. Sunt absolut de acord, dar lăsați-mă prostiile. Dacă a venit Hristos, înseamnă că a fost nevoie. Dacă a fost nevoie, înseamnă că ceea ce a fost vechi, a fost. Eu zic că... cum să vă zic eu? Să spune că Hristos a născut pe teritoriul românesc. Absolut. Lăsa-mi segetul. Acum, lăsa.
frate. Eu, deci mor de drag când auzi lucrurile de astea care ne face să ne fac să ne simțim așa special. Lăsați mă prostiile. S-a născut la sali, înțelegătură. Lăsați-mă tâmpenile astea. Ieftine și care n-au valoare. Înțelegeți de ce s-a născut Hristos pentru voi? Înțelegeți? Eu am fost și dac, am fost și roman. Am fost de toate. Am fost de fiecare dată și evreu, și musulman, și chinez, și japonez. De ce? Și sclav, și stăpân de sclav. Am... Așa era firesc, să le cunosc pe toate. Mă, dar nu mă identific cu niciun rol. Nu vă mai identificați cu daci. Aia a fost. Vedeți ce faceți acum? Deci, faptul că sunt oameni care vor să-și găsească rădăcini în trecut, înseamnă că n-au o problemă, au o problemă cu stima de sine la momentul actual. Deci, dacă sunt nemulțumit de starea mea actuală, ce fac? Încerc să-mi găsesc și eu o stimă de sine. Unde mă duc? Mă, păi, când eram eu dac. Și aveam paloși, așa. Și aveam cușma pe ureche. Asta este o problemă de stima de sine. Nu știu cine sunt în viața actuală. Eu n-am nimic împotrivă să studiez trecutul. Perfect. Dar nu rămâne ancorat în trecut, mai frate. M-am trezit într-o dimineață Ivan cel Groaznic. Mi-a plăcut viața aia. Atunci am putut să manifest toată răutatea mea. Și mi-a apărut mama care. Și a început să mă certe că mi-a răsat ciorapii în mijlocul. Ca să-i și întorci pe dos. Și mă gândeam, ce bine a stat femeia asta fără cap. Da, am gândit-o, n-am și făcut-o. E deosebire. De frică. De frică. Bă, știi care e problema? Eu n-am frici de astea. Stai și mă gândeam dacă mie mi-e frică de lege. Nu. Din păcate, nu. Stăteam și mă gândeam de ce mi-a dat Doamne, Doamne copii, ca să am răspunde. Pentru că dacă eram și singur, era îngrozitor cu mine. Stăteam și mă gândeam, slavă Domnului că în viața asta fac bine. Că la câte știu, Doamne, jar arunca mulți. Dar mă rog, așa arăt lui Dumnezeu și îmi dau seama că pe măsură, El mi-a dezvăluit lucruri pe măsură ce am fost din ce în ce mai puțin tentat să fac rău. Și ajungi la un moment dat la nivelul la care trebuie să faci lucru, nu se poate altfel, că sunt unii care sar calul. Haideți să vă povestesc. Acum, că ați intrat în Shambhala, trebuie să vă spun cum funcționează lucrurile. În momentul în care faci prostii, ești tras. Zan. Și cel care a fost odată la tribunal în Shambhala. Și șeful era Dalai Lama. Și am fost acuzat că aveam mai mulți cu țeavă în nas. Adică de aia, știi? La reanimare. Nu e drăguț deloc, știți, niciodată nu mi-a fost frică ca atunci. Deci nu mai are importanță cine ești, cum te cheamă, când te trag mai mult din ăștia mari, pac, și te duci acolo. Și vezi ca și cum ești în sala asta. Numai că nu ești acolo, ești la banca acuzării. Și mi s-a spus, ai folosit cunoașterea ca să lovești și să rănești oameni. Uite ce ai făcut. I-am văzut pe toți. Bine, ce se întâmplase? Aveam niște băieți buni din Italia, mari masoni, care practicau ritualul mormântării. Și atunci te trăgeau, te închideau într-un cavou, au un cavou special, da? Și cavou ăsta special e tapetat cu simboluri. Că aici e problema cu simboluri. Și te trage, deschide ușa, te trage, te bagă în cer, închide ușa, te închide acolo, ies și te lasă acolo. Și nu mai poți să ieși din cauza simbolului. Fiind întrupat, nu poți să treci peste vibrația simbolului respectiv.
și vreau să spun că m-am chinuit un pic până să ies de acolo, până să găsesc modalitate să ies. Și după aia nu că mi-am făcut-o mie, că eu m-am dar început să facă la alții. Și îi face unui pacient odată de două ori, trei ori, de patru ori. Și la un moment dat trebuie să intervin. Și evident, n-ai voie să o emori. Dar îi lași cu țeaua. În nas. Bun. Șansa mea, murise tata. Tatăl meu, habar n-a avut. La un moment dat mi-a zis să-l mai zice, l-a învițat pe tatu. Bun. Și ce-i cu tata? Păi zice, l-a îmbrăcat cu o ciupilică de aia tibetană. Tata, și are treaba cu Tibetul. Păi și mă trezesc acolo în toiu acțiunii, când eu nu mai știam nici cum mă cheamă, nici ce să zic. Deci eu așa ceva n-am pățit nici la... Și vine tata. Nu. Voi. Asta cine sunteți? Păi zice, eu sunt așa. Și tata a fost în altă viață șeful pazei la o lamaserie unde a trăit dar la a vrea să plece în zi. Și a fost foarte dur. Tata a fost și este extrem de dur. Eu nu am duritatea lui. Și vine, zice, da, Grigoș a acționat prea târziu. Că trebuia să-i mirească pe ăștia de mult. Dar la cum? Păi zice, uite, și se ia filmul. Uite ce fac ăștia. Da, și arată, bun, și m-au absolvit. Și atunci am primit eu, știți, din străinătate, am apărut eu la un moment dat cu o brățară din aia tibetană, care se poartă până se rupe. Și atunci am fost acceptat și am fost și sunt sub protecția lor, a tibetanilor și a budiștilor. Dar, tot stăcem prin judecata asta. Vreau să vă spun că mi-a fost frică. Eu nu le-am pasat. Dar atunci, nici nu știam cum te-a. Bine, eu am dat, știți, după... Nu prea-ți dai seama ce se întâmplă de la distanță. Știam că eu nu omor. Dar i-am băgat acolo la reanimare un pic. Și... În general... Mă rog, folosirea cunoașterii, singurul motiv pentru care poți să ajuți pe cineva este când te aperi pe tine. Sau când aperi pe altcineva. Și este una dintre minunile Maicii Domnului. Nu știu dacă știți că Maica Domnului lovește cu ciocan pe unul, în cap. Era un... un țăran. Și ăsta totuși bătea de joc de el un stăpânul lui, eu știu ce era. Și așa, și ăsta plângea Maicii. Și el plângea Maicii. Și la un moment dat, într-o zi, un ciocan din fundul. Buf! Direct în frunte. Și la un moment dat. Este trecut în cărți. Așa că nu, bă! Dumnezeu e răbdător. Dar nu îndelung. Răbdător. Așa că vine la un moment dat scadența pentru fiecare. Dar în orice caz, cert este că mă bucur că am acționat când trebuia și, slavă Domnului, am scăpat cu bine. Dar e nașpa. Și adică toți ăștia care fac belele și mai ales cei care sunt cu vârstă tăle mari, la un moment dat ajung tot acolo la tribunal. Stai să vezi când ți se ia conștiința. Și ce se întâmplă unei persoane care face rău și să ia conștiința? Alzheimer. Se cheamă neamțul ăla care te face să-ți uiți lucrurile. Vă dați seama. Și vezi așa dintr-un om că uită cum îl cheamă și... E o pedeapsă divină. Ați înțeles? Părească Dumnezeu. Bine, Shambhala, la revedere, drum bun.